Pentru că știu că v-ați învățat cu vlogurile mele în care nu fac nimic, vă dau daily vlogul ăsta în care practic nu fac nimic. Vizionare plăcută. Am terminat fundul, trebuie să vă arăt aici la ce am muncit eu de la 7 dimineața când m-am trezit. Am editat ca să vă postez vouă azi, că eu plec la București, mă duc iau trenul într-o oră. Cam așa. Abia am ieșit din duș, mă duc când fac părul, vă iau cu mine peste tot. Astăzi mergem la YouTube Party, ceva cu unul în trending, face YouTube un party. Nu știu cum am ajuns acolo, dar m-o chema și pe mine. Da, ne vedem pe tren. Deci nu știu cum reușesc de fiecare dată să întârzi efectiv mereu. Deci de fiecare dată când am mers la București sau ia, mereu ajung să urc în ultimul minut, în ultimul minut urc în tren. Deci mă jur, când am urcat o plecat. Doamne, sper să ajung. Asta ești prin București? Da. Mulțumesc. În București, da, trebuie să fii fericit. Nu mai ești în Moldova, nu. Deci ce am făcut eu 6 ore pe tren, nu a făcut nimeni. Mi s-a terminat bateria de la telefon, mi s-a udat ghiozdanul, nu am avut net. M-am certat cu 20 de oameni, am schimbat 5 vagoane de alea morții mei. Este pentru prima oară când am văzut așa ceva. Sper să fii și ultima. Am mâncat, era super fam, deci îmi tremura mâna de foame. Cazi că nu v-am explicat de ce am venit la București. Este ceva YouTube party. V-am zis, nu știu cum am fost invitat. După ce am ajuns la petrecerea propriu-zis, acolo la intrare trebuia să dai numele tău cu care ai fost înscris. Zice bună seara, zic bună seara, cum vă numiți? Zic Snick, căutați acolo. Da, da, sigur, nu avem niciun Snick. Eu atunci știi că gemocla am înnebunit, știi? M-am uitat repede pe net să văd când mai am următorul tren. Am zis în 2 ore, zic gata, plec cu YouTuber, cu YouTube, cu de-astea, cu București, cu gata. Zice numele dumneavoastră, zic Lucian, doamnă, mă înțelegeți? Da, nu avem niciun Lucian. Zic că știți, puteți dați un search pe YouTube, am 500.000 de abonați, nu cred că veneam așa degeaba. Zic, ci că puteți să stați un pic afară până rezolvăm. Desigur, am stat afară vreo jumătate de oră. După mult timp de așteptare am intrat la un moment dat. Chestia era că era mult mai fain dacă vedeați asta, dar nu mi-am luat camera cu mine la YouTube party ăla, că după chiar zicea lumea că tu mai a venit din Moldova, mă înțelegi? Gata. Pare nu-i ciudat că eu merg cu ochelari și când plouă și când ninge și la, cum se numește, la metro? Este lumea la tine? Da, dar zic că stai sosul meu, frate, gen să port ochelari ăștia mereu cum ar veni, știi? Nu mă simt bine, știi, dacă îmi vede numai că îți nori afară, merg la metro cu ochelari. Poate crede lumea drăguț că sorb așa, știi, merg cu aia, doamne ferește. Camera? Da. N-am voie să filmez la asta? Nici pereții? O să vorbesc în șoapta, pare nu ai voie să filmezi la metrou. Nu vreau să vorbesc tare pentru că o să vină gardianul și o să-mi ia camera. Înseamnă că bucureștenii nu sunt mai evoluați din punct de vedere intelectual decât moldovenii. Îmi pare rău bucureștenilor. Da, iar mă aveți pe mine dezbrăcat în cadru, mă pregătesc să mă duc la parte. Nu o să iau camera cu mine dacă reușesc să filmez ceva cu telefonul, dar nu vreau. M-aș simți așa, eu și moldovean, vin și cu camera, zici că au venit aici, salut aici care sunteți. Nu, frate, mă simt aia, o las aici. Nu mai filmez când vin, nu știu ce o să fie, care o să fie treaba, stai că e focus, stai așa. Nu cred că am fost așa mult dezbrăcat într-un clip în viața mea, dar mă bucur, mai filmez când vin. Yeah!
Da, n-am mai filmat ieri pentru că eram foarte obosit, am stat uite acolo pe Andra, pe fi dau zoom pe Andra. Te vezi, Andra? Da. Da, se vede. Da, bineînțeles, iar suntem la Andra acasă pentru că aici venim mereu, venim la Andra. Eu ieri am fost foarte obosit, am stat până la 4 dimineața, 5, da, pe acolo. Da. Și ne-am culcat rup, n-am mai filmat nimica, poate mai filmez azi ceva și postez. Mă rog, pun în vlog, dacă nu... Asta a fost. Imaginează-ți o lume total greșită, unde Cronos roade totul cu nisipul din clepsidră, unde hoția se prescrie într-o sticlă cu un bilet pe care scrie ca un strigă dintr-o criptă. Scârie nori, pregătiți-vă pentru King Kong, ascultă imnul României, pune-ți ringtone. Sunt ceea ce nu se poate, văd istoria ca viață.